Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta este în Evanghelia după Matei, capitolul 12, un singur verset, versetul 42. Matei 12 cu 42. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și sună în felul următor. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Amin. Dacă răsfăim cu atenție filele Sfintelor Scripturi ale Noului Testament, vom observa, printre altele, un aspect foarte interesant în viața și în predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și anume, El a folosit în exemplele Lui trei nume, sau cel puțin, dacă nu rostește la un moment dat un nume, trei femei, ca să ilustreze niște adevăruri profunde. Și dacă ne uităm împreună cu Iisus Hristos la exemplele Lui, cu siguranță că avem ce să învățăm de acolo. De exemplu, nu de mult am vorbit de aici și vă aduc aminte, din Marcu 14, este Iisus Hristos în casa lui Simon leprosul, cel care a fost lepros, pentru că acum nu mai este, se vede că a fost vindecat de Domnul Iisus. Și aici a venit o femeie care a adus un vas special, un vas de alabastru, cu mir de nard foarte pur, l-a spart, l-a turnat peste Iisus Hristos și ucenicii, mai ales Iuda, au reacționat negativ la această lucrare. Și Iisus Hristos evidențiază această femeie, spune, oriunde va fi vestită Evanghelia aceasta, se va vorbi și ce a făcut femeia aceasta. Și exemplul ei este un exemplu mare. De ce? Pentru că Iisus spune, ea a făcut ce a putut, ea a făcut când a putut, n-a pierdut ocazia, ea a făcut cum a putut, s-a strecurat acolo neinvitată și ea a făcut cât a putut. Este important să faci ce poți, când poți, cât poți și să nu pierzi ocazia. De aceea, femeia aceasta rămâne un exemplu mare pentru noi, care ne scuzăm că n-am fost pregătiți, nu putem face lucrul acesta sau n-am putut face lucrul acesta. Apoi, avem o a doua femeie menționată de Iisus Hristos, tot cu un scop special de învățare, în Luca, capitolul 17, versetul 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și nu ne spune altceva. De ce să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, de soția lui Lot? De ce ne dă Iisus Hristos acest exemplu? Dacă în femeia aceea din Marcu, care a făcut ce a putut, cât a putut, când a putut și cum a putut, soția lui Lot a făcut 5 lucruri. Ea a murit ca păcătoasă, deși a fost soția unui om neprihănit.
al lui Lot. Ea a murit ca păcătoasă, deși a fost avertizată de pericol. Fugiți și nu te uita înapoi. 3. Ea a murit ca păcătoasă, deși a făcut un efort spre salvare. A fugit cu Lot spre Țoar. 4. Ea a murit ca păcătoasă, deși se vede că a fost separată de sodomiți, pe care Dumnezeu îi va judeca în această ocazie, nimicind Sodoma și Gomora. Și 5. Ea a murit ca păcătoasă, deși a făcut un singur păcat. S-a uitat înapoi. Și Domnul spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Și iată-l astăzi, pentru noi, Iisus Hristos ne aduce aminte despre o a treia femeie pe care ne-o dă exemplu. Și această femeie, de data aceasta, este o femeie influentă, este împărăteasa din Sheba, este împărăteasa Etiopiei, care, spune aici Domnul, a venit de la miază zi, adică din sud, din sudul Israelului, până la Ierusalim, să-l întâlnească pe Solomon, să asculte înțelepciunea lui Solomon și spune, în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon. Cine îl poate întrece pe Dumnezeul nostru? Cine îl poate întrece pe Domnul Iisus Hristos? În înțelepciune, în putere, în toate privințele. Cine? Nimeni. Și spune, în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon și voi îl ignorați. Dar împărăteasa aceasta, deși este o femeie influentă și o femeie cu responsabilități mai mari decât ale voastre, a pus la o parte totul și a venit să-l asculte pe Solomon, să învețe înțelepciune de la Solomon. În ziua judecății, spunea Iisus Hristos, împărăteasa din Sheba va fi un instrument de judecată împotriva acestei generații, pentru că va fi întrebată de Dumnezeu, tu de unde ai venit să-l asculți pe Solomon? Și va spune, din Etiopia. Și ai zburat cu private jet? Nu, am venit cu private cămile. A făcut un drum lung, anevoios, dar a venit cu un scop mare, să vadă ce este cu acest Solomon. Și cuvintele lui Iisus Hristos spune că ea va osândi, va condamna prin atitudinea ei și prin lucrarea ei generația care îl sfidează pe Domnul Iisus Hristos, generația lui Iisus și generația noastră, pentru că oamenii parcă s-au obosit de Evanghelie, s-au obosit de cuvântul lui Dumnezeu, s-au obosit să se roage, s-au obosit să rămână statornici lângă Domnul. Și lucrurile acestea vor sta împotriva noastră. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în această seară, cu multă smerenie, este un mesaj din recomandarea aceasta a Domnului Iisus Hristos despre împărăteasa din Sheba sau din Etiopia și mesajul meu se intitulează Vom fi fără scuză. Vom fi fără scuze. Când unul mai mare decât Solomon este în mijlocul nostru, datoria noastră este să-l căutăm pe acest mai mare decât Solomon. Să învățăm despre el, să știm cine este.
Datoria noastră este să venim la El dacă vrem să învățăm înțelepciune și să nu învățăm de la oamenii care se pretind înțelepți, dar despre care Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel în Romani capitolul 1 spune: s-au socotit că sunt înțelepți și au nebunit. Oricine vorbește împotriva lui Dumnezeu, oricine vorbește împotriva Domnului Iisus Hristos, oricine vorbește împotriva dumnezeirii Lui și a umanității Lui pure, curate, oricine vorbește împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos, este un om lipsit de înțelepciune. Este un om pe care Domnul îl cheamă și în seara aceasta să vină acolo unde merge Iisus. Și Iisus Hristos se bucură să vină în casa Lui. Când a intrat în templu, a spus: casa Tatălui meu. Dar El cu Tatăl erau una și casa Tatălui, templu, biserica locală, sunt casa Lui Dumnezeu. Ce ne învață această femeie, această împărăteasă pe noi, care ar trebui să căutăm pe Iisus mai mult decât L-am căutat până acum? Ar trebui să demonstrăm dragostea noastră pentru El mai mult decât am demonstrat-o până acum, să venim cu mai mare tragere de inimă la casa Domnului, să ne întâlnim cu El și să învățăm de la El. 5 lucruri sunt învederate în acest verset despre împărăteasa din Șeba. Primul, ea a venit la Iisus în ciuda datoriei de stat pe care o avea. Era șef de stat, era împărăteasă. Datoria ei era să-și apere regatul, să-și apere supușii, să vadă că armata este bine îngrijită, bine hrănită, bine dotată și să aibă în vedere granițele nu spăzite de Biden, spăzite de oameni care se uită cu respect la țara lor și își iubesc țara, își iubesc regatul, își iubesc regele. Avea datorii mari să dezvolte relații cu supușii, relații interne, relații externe, diplomatice cu țările din jur, să trăiască în pace și să vadă că orice investiție se face în regatul ei spre binele poporului să fie încurajată. Acum, noi avem datoriile noastre, multe. Înțeleg că avem datorie de tată, datorie de soț, datorie de serviciu, datorie de școală, datorie de toate felurile avem. Dar nu este datorie pământească pentru noi mai mare decât datoria de a-L căuta pe Iisus Hristos. Credeți lucrul acesta? Atunci spuneți amin. Nu este datorie mai mare decât aceea de a-L căuta pe Domnul Iisus Hristos. Nu semnează că ne învață Scriptura să fim neglijenți cu problemele noastre, cu responsabilitățile noastre. Nu! Ci Scriptura ne învață să ne aranjăm lucrurile de așa manieră încât datoria de a sta în prezența lui Hristos, a celui mai mare decât Solomon, să nu fie stingerită de nimeni și de nimic. De obicei, când te întâlnești cu cineva, nu l-ai văzut la biserică, îl întrebi: ce faci? Bine. Nu te-am văzut recent la biserică, la casa Domnului. Om, am fost așa de ocupat. Dar dacă îl întrebi sau întrebi cu ce ai fost așa de ocupat, nu știe să-ți răspundă. Nu știe să-ți răspundă. Pentru că n-a fost o ocupație care să fie importantă. N-a fost o datorie care să fie așa de importantă încât să fie peste datoria de a merge în prezența lui Dumnezeu. Este datorie mai mare decât aceea de a te întâlni cu Domnul? Eu nu cred. Faptul că leviți pe Domnul
eviți binecuvântarea. Faptul că îți scapă această datorie de a-L sluji pe Domnul cu talentul și cu capacitatea cu care ai fost dotată de Dumnezeu, n-o faci, vei pierde binecuvântarea. Și talentul tău, harul tău, darul tău, așa cum spune Iisus Hristos în una din pildele Lui, luați-l și dați-l la altul, la cel care are mai mult. Deci în seara aceasta, cuvântul Domnului spune, vrei să te scuzi? Nu avem nicio scuză. Femeia aceasta a fost împărăteasă și ca să asculte pe un om pământesc, a cărui faimă s-a răspândit, pentru că Domnul l-a binecuvântat, că i-a zis, ai știut ce să ceri? Solomon a cerut înțelepciune și Domnul i-a dat înțelepciune și a spus, pentru că n-ai cerut bogăție și faimă, am să te binecuvântez mai mult decât pe orice împărat. Și într-adevăr, Solomon a fost un om super bogat, super bogat, dar a fost super înțelept, pentru că Duhul Domnului era în el și înțelepciunea lui nu era o înțelepciune omenească, era o înțelepciune dumnezeiască, venită de sus. Domnul Iisus Hristos este omul dintre noi, sfânt, despre care profetul Isaia în 11, capitolul 11, versetul 2 spune, Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de sfat și de tărie, de înțelepciune. Dacă vrea cineva înțelepciune, Iisus Hristos a fost făcut pentru noi înțelepciune. Dacă vrea cineva să învețe să fie înțelept, cel ce posedă înțelepciunea absolută și o dă oricăruia care realizează că nu o are și o cere de la el, o dă Iisus Hristos cu bucurie. Slăvit să fie numele Lui. Deci, a veni la casa Domnului, a veni să te întâlnești cu Domnul, sau acasă, a merge și a te retrage cu familia sau singur, cum îți este împrejurarea, le analizezi bine, să te retragi, să citești cuvântul Domnului, să te retragi, să te rogi, să te retragi, să meditezi asupra legii lui Dumnezeu, cum zicea David, cuget zi și noapte asupra cuvântului tău, asupra legii tale, este datoria ta, nu este altuia. Vă aduc aminte că vă spuneam lucrul acesta, eram în România și vedeți, Biblia mea are tot felul de semne și eram cu altă Biblie, că am mai multe pe care studiez și toată e însemnată și toată e colorată și toată e scrisă. Și a venit un frate la mine, un prieten, care a realizat că îl înțeleg ce zice când a vorbit cu mine și a spus, frate Gog, vă rog să-mi dați mie Biblia aceasta. Și am zis, da, e Biblia mea de studiu. Și de fapt eu am luat-o din România și acestea, că toți mă întreabă, de unde am Biblie mare? Din România. Dar ce în România sunt? Păi dacă nu știți ce Biblie aveți în România, înseamnă că nu prea le deschideți. Nu prea le căutați. Dar frate acesta a zis, dar i-am zis, de Biblia mea tot este însemnată, tot este scrisă, tot este colorată. Și el a zis, păi tocmai de aceea îmi trebuie, că Biblia dumneavoastră nu mai trebuie citită, că ați citit-o de multe ori. A glumit cu mine, sigur. Biblia trebuie citită. Cuvântul Domnului trebuie învățat. Trebuie studiat. Și cel ce îți deschide mintea să pricepi Scriptura este Domnul Iisus Hristos. Te întreb, îl eviți sau îl cauți? Te scuzi că ai fost așa de ocupat de n-ai putut veni în prezența Lui? Împărăteasa din Sheba, din Etiopia, este femeia despre care Iisus Hristos spune a venit din sud, de la distanță, ca să îl asculte pe Solomon. Datoria ei de stat a fost aranjată de așa manieră încât să poată să lipsească de acasă și pentru că n-a mers cu avion, cu private jet, să ajungă în 2-3 ore din Addis Abeba până în Ierusalim și să se întoarcă înapoi după o săptămână, i-a trebuit timp, i-a trebuit timp. Dar ca să stai în prezența lui Iisus Hristos, nu trebuie să te grăbești, îți trebuie timp. Credeți lucrul acesta? Cât timp petreci cu El? Cât timp petreci cu El? Vom fi fără scuze.
Datoria nu trebuie să ne împiedice. În al doilea rând, ea a venit să-l vadă pe Solomon, nu numai în ciuda datoriei de stat, a venit să-l vadă pe Solomon în ciuda darului pe care trebuia să-l aducă în fața unui împărat de așa renume. A sosit la Ierusalim, spune cuvântul Domnului, în Împărați capitolul 10, versetul 2. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, deci n-a venit singură. A trebuit să cheltuiască extra și pentru însoțitori. I-a trebuit și o armată care să o păzească, că drumul nu era un drum sigur prin pustiu, să traversezi pustiu. Cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, erau pentru templu, aur foarte mult și pietre scumpe. Aur foarte mult și pietre scumpe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, puneți la inimă cuvântul Domnului, cum este scris. Nu interpretați pe cei ce vă vorbesc cuvântul Domnului. Vă aduc aminte ce spune Domnul către Moise. Înaintea lui Dumnezeu să nu te duci cu mâna goală. În primul rând, nu te duci cu inima goală. Dacă nu mergi cu laudă în inima ta, cu mulțumire în inima ta, cu închinare în inima ta, te-ai dus degeaba în fața Lui. Dar nu mergi nici cu mâna goală, pentru că în prezența Lui te duci și binecuvintezi un sărac, binecuvintezi o nevoie, binecuvintezi lucrarea Domnului, răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. Părăteasa din Șeba a zis, mă duc să mă întâlnesc cu un împărat cu faimă, un împărat despre care se aude că anual slujitorii lui aduc 666 de talanți de aur. Și nu uitați că un talant de aur, un talant regal, este 54 de kilograme. Dar înmulțiți 54 cu 666 și veți vedea cât aur făcea Solomon pentru visteria lui personală. Nu mai vorbim de bogăția regatului, pentru că spunea că argintul și cuprul și celelalte erau atâta de multe încât erau lucruri obișnuite pe străzile Ierusalimului. Și a zis, nu mă pot duce în fața unui om așa de bogat cu mâna goală. În ciuda darului pe care trebuia să-l ducă, i-a adus daruri pe măsura celui cu care urma să se întâlnească. Nici Solomon n-a lăsat-o mai prejos, pentru că spune, i-a dat daruri demne de mărimea lui și de poziția pe care o ocupa. Ceea ce vreau să spun este acesta. Poate vei zice tu, eu nu am un dar cu care să mă duc înaintea celui mai mare decât Solomon, al lui Iisus Hristos. Aveam un membru în biserică, s-a mutat acum în altă parte, a venit într-o zi la mine, înainte să se mute, și a zis, frate Gog, știți ce dar am eu în biserică? Și am zis, eu știu, dar vreau să-mi spui tu ce dar ai. Și m-am tot gândit ce dar am. Și am aflat că am darul de a critica. Și am zis, dragul meu, ăsta nu-i dar, asta e hibă. Adică bolă. Confunda bola cu darul. Darul tău, oricât de bun ar fi și oricât de mare, orice dar, de unde vine? De unde? De sus. De la Cel ce are toate darurile, de la Domnul Iisus Hristos. Biblia chiar spune, prin Apostolul Pavel, că și ce lucru ai și pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi cu el ca și când nu l-ai fi primit? Ai darul vieții? Ești încă sănătos și poți să umbli? Du-te și întâlnește-te cu Iisus. Vino și întâlnește-te cu Iisus în casa Lui. Vino la închinare.
Ai un dar de a cânta? Vino și cântă spre gloria Lui. Adu darul tău cât de mare o fi el. Ai un dar să vestești Evanghelia? Adu-ți darul aici. Ai un dar să ajuți săracii? Adu darul aici. Când te întâlnești cu Domnul, nu vii cu mâna goală înaintea Lui, ci vii cu bucurie. Ca să dai înapoi Dătătorului din lucrurile cu care te-a binecuvântat. Împărăteasa din Șeba a venit la Solomon în ciuda mărimii darului pe care s-a gândit că este bine să-l aducă și sigur că a avut consilieri înțelepți care au învățat-o și au spus în cărțile lor de înțelepciune se spune că să nu mergi înaintea dumnezeilor lor cu mâna goală, trebuie să mergi cu un dar. Și împărăteasa s-a dus în prezența lui Solomon cu un dar mare. În ciuda darului s-a dus să-l vadă. Ce faci tu? Pentru că în mijlocul nostru, în biserica Emanuel, să vorbim practic, în biserica în care te închin Domnului, este unul mai mare decât Solomon. Ce faci? 3. Ea a venit să-l vadă pe Solomon și de aceea este pildă pentru noi în ciuda distanței pe care trebuie să o acopere. În ciuda distanței. Nu m-am uitat recent pe hartă să văd ce distanță este din Etiopia și până în Ierusalim, din capitală, de exemplu, din Addis Abeba până în Ierusalim. Dar nu cred că este distanță mică. Nu este distanță mică. Și să nu uităm că această distanță trebuia parcursă pe jos, în caleașcă împărătească, fiind împărăteasă, și pe cămile. Nu era o călătorie confortabilă. Dacă mă ajută Domnul, marți plec în România. Dar m-am urcat pe avion și dacă Domnul ține avionul în aer, în aproximativ 15 ore total de zbor sunt în București. Dar ea n-a călătorit 15 ore ca să ajungă la Ierusalim. 700 de mile? 725 de ore. Mulțumesc. În ciuda distanței, frate, eu aș veni la biserică, dar știți, ne-am mutat și acum stăm un pic mai departe. Și am zis, cât de departe? Păi zice, cu două mile mai departe decât am stat înainte. Și nu mai putem veni la Emanuel, mi-a spus. Mergem la o biserică americană acum. Pentru că și 2 mile contează la benzină. Când zgârcenia îți dictează închinarea și când neînțelepciunea îți dictează închinarea, atunci slujirea ta este una sub semnul întrebării sau slujirea mea. Distanța n-ar trebui să fie o problemă. Mi-aduc aminte când eram copil și de asta cei de vârsta mea vă aduceți aminte lucrul acesta, ceea ce ați crescut în România. Era destul de primitiv sistemul de călătorie pe vremea copilăriei și a tinereții mele. Nu erau autobuze atât de multe, nu erau mijloace de transport, mașini, nici vorbă. Auzeam că este evangelizare undeva la, nu exagerez, 30 de kilometri de satul în care m-am născut. Ne sculam la 2 dimineața și peste dealuri și prin păduri ca să mergem pe scurtături, ajungeam la ora 9 la evangelizare. Eram rupți de oboseală, dar eram plin de bucurie că suntem în casa Domnului. Și Domnul cerceta poporul, pentru că vedea dorința poporului de a se întâlni cu El. Distanța nu trebuie să împiedice închinarea, nu trebuie să împiedice părtășia cu Dumnezeu. Datoria pe care o ai nu trebuie să împiedice. Darul pe care
Trebuie să-l aducem la casa Domnului, nu trebuie să împiedice, dar nici distanța. Deci eu vă încurajez pe dumneavoastră cei de la Emanuel și pe dumneavoastră cei ce ne ascultați la internet, nu mai folosiți scuza aceasta pentru că nu avem scuză. Eu m-aș duce la biserică, dar locuiesc departe. Poate nu poți merge în fiecare duminică, dar nu-ți face obiceiul să nu mergi. Aranjează-ți lucrurile să poți să mergi, pentru că este o pierdere mare să nu poți să te întâlnești cu Domnul. Am primit niște texte în săptămâna aceasta din România, din Europa, mai ales din Austria, din Spania, din Anglia, și mi-au scris așa, de felul acesta: frate Gog, abia așteptăm până sâmbăta care vine, când vom fi la Arad prin Harul Domnului la conferința Vocea Creștinilor, pentru că vrem să vă vedem față în față. Este una să vă urmărim pe internet, dar este cu totul altceva să vezi un serviciu viu, live. Asta este. Așa este. Dacă vrei o întâlnire live, nu cu mine, cu Domnul Iisus Hristos, caută-L pe Iisus. Este mai mare decât Solomon. Este mai mare decât oricine. Ești cel mai mare, Doamne. Nu cântăm așa? Cântăm și așa este. Este cel mai mare, glorie Lui. Și distanța nu trebuie să te împiedice. În al patrulea rând, dificultățile nu trebuie să te împiedice. Ca să călătorești din Etiopia până în Ierusalim, erau munți, erau ape, era pustiu și erau bandiți. Toate erau împotrivă. Dificultăți mari. Și ca să poți să elimin parte din aceste dificultăți, ați auzit ce am citit în 1 Împărat 10? Împărăteasa din Șeba a trebuit să plătească din buzunarul ei un corp de armată care să o apere, la care să îi ducă hrană pentru tot timpul călătoriei. A trebuit slujitori care să ajute să pregătească mâncare, așa cum se face când mergi la drum mare. Dificultăți, dar au fost date la o parte. Au fost date la o parte. Pentru că cine are mintea hotărâtă să-și facă un scop mare în viață, nu se spere de dificultăți. Când vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, nu te spere dificultățile. Te rogi Domnului să-ți dea putere și înțelepciune să poți să le dai la o parte și să poți să le birui și să poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu, a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu deschide ușă, Dumnezeu aduce minunea aceea pe care n-ai putut să o gândești, Dumnezeu aduce binecuvântarea aceea pe care nu poți să o imaginezi, pentru că ți-a văzut dorința. Pentru că ți-a văzut dorința. Așa cum va spune Domnul unuia dintre slujitori: dar pentru că ți-ai pus în minte inima să mă cauți, de aceea te voi binecuvânta și în timpul vieții tale nu se vor întâmpla lucrurile acestea. Te voi ocroti, pentru că Domnul onorează efortul tău și al meu de a depăși dificultățile, să ne întâlnim cu El și să avem părtășie cu El. Mărit să fie Domnul! 5. Ea a venit să-l vadă pe Solomon în ciuda datoriei de stat, în ciuda darului, în ciuda distanței, în ciuda dificultăților și în ciuda duratei în timp. Distanța a fost mare, dar și durata în timp a fost mare să ajungă la Ierusalim. Am întâlnit oameni care m-au întrebat: când aveți serviciu divin, domnule pastor?
Am spus, atunci și atunci. Cât durează un serviciu divin? 2 ore. Duminica dimineața, o oră jumate, 2, duminica seara, o oră jumate, joia. 2 ore. Păi ce faceți acolo 2 ore, domnule? Nu vă plictisiți. Nu ne plictisim. Poate că aș veni și eu, dar nu puteți așa face să aveți un serviciu de o jumătate de oră, de o oră maximum. Când am fost la biserici aici cu niște prieteni americani care au 45 de minute serviciu divin. Și am zis, nouă ne place în prezența lui Iisus și a noastră mai lungi un pic. Ne place să vorbim cu El. Dar oamenii sunt oameni batjocoritori care, așa cum mai ales prin anii sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, era o reaprindere, pentru că era veche, dar o reactualizare a doctrinei Dumnezeu este mort. Au reactualizat-o teologii nemți. Dumnezeu este mort. The death of God theology. Teologia morții lui Dumnezeu. Și marele evanghelist american, omul lui Dumnezeu, Billy Graham, trebuia să predice, dacă bine țin minte, în New York, a fost abordat în timp ce mergea spre locul de evangelizare, a fost abordat de un grup de ziariști. Domnule Graham, domnule Graham, vrem să vă punem câteva întrebări. Și unul a strigat, ce părere aveți de această nouă descoperire? Și Billy Graham a întrebat, care? Ce-a murit Dumnezeu? Death of God theology. Și Billy Graham spune, n-am știut. Zic, eu tocmai am vorbit cu el, cu 5 minute înainte. Păi cum ați vorbit cu el? Am citit cuvântul și m-am rugat lui. Și este viu și foarte activ. Și dacă vrei să-l vezi că este viu, hai la evangelizare. Durata serviciului nu trebuie să te sperie. În prezența lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, sunt bucurii nespuse și desfătări eterne la dreapta lui. Când cercetează Domnul biserica, nu te bucuri? Sau zici, pare rău că i-a cercetat Dumnezeu. Aș vrea să se destrame lucrarea aceasta, dar uite că îi mai cercetează. Ne cercetează pentru că ne iubește. Te cercetează pentru că te iubește. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și durata în timp nu trebuie să sperie pe nimeni. Și apoi, în al șaselea rând și în ultimul rând, poate că am zis că sunt 5 argumente, dar sunt 6, cel de-al șaselea aspect este dispoziția sufletească nu trebuie să te oprească să nu vii în prezența lui Dumnezeu. Dispoziția sufletească. Ia uitați-vă la împărăteasa din Sheba, la împărăteasa din Etiopia. Versetele 6 și 7 din 1 Împărați 10. Uimită, a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Și apoi versetul 7. But I did not believe the reports. Dar nu credeam. La femeia aceasta a făcut un lucru extraordinar. N-a crezut și a zis, tot mă duc. Ce zici de treaba aceasta? N-a fost convinsă și a zis, tot mă duc. Nu se poate parcă să se vorbească atât de mult de înțelepciunea și de faima lui și să se vorbească degeaba. Nu sunt convinsă, dar mă duc să mă conving. Noi l-am găsit pe Iisus din Nazaret, pe Mesia. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și care a fost răspunsul? Vino să vezi. Vino să vezi. Nu sunt convins că Domnul este acolo.
vino să vezi. Nu sunt convins sau convinsă că Domnul cercetează biserica la rugăciune. Vino să vezi. Nu sunt convins că mai este miez în mesajul Evangheliei care se predică. Vino să vezi. Nu sunt convins că ce se cântă este cântare de laudă adevărată. Vino să vezi. Deschideți urechea, deschideți inima și când ți-o deschizi vei fi uimit și uimită ca împărăteasa din Șeba. Dar, Solomone, trebuie să-ți spun, nu te măgulesc, nici pe jumătate nu mi s-a spus din ceea ce văd și am auzit. Dumnezeul tău te-a binecuvântat, Dumnezeul tău te-a ales să fii împărat și Dumnezeul tău te-a încins cu înțelepciune. Și Dumnezeul tău, ea vorbește profetic. Ia uitați-vă la aceste aspecte, pentru că nici contemporanii lui Solomon nu vorbeau așa cum vorbește ea. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul lui de domnie, al lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna, aceasta n-a fost antisemită, pe Israel. De aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Pentru totdeauna, pentru totdeauna, în prezența lui Solomon cel Mare, al lui Iisus Hristos, capeți înțelepciune profetică. Capeți dimensiune profetică și trebuie să vii la casa Domnului să întâlnești cu El în biserica Lui în ciuda dispoziției tale sufletești. Împărăteasa din Șeba a zis, nu sigură, dar totuși mă duc. Nu dispoziția sufletească dictează închinarea noastră, ci închinarea noastră trebuie să o dicteze măreția celuia căruia ne închinăm. Este El mare în mijlocul nostru? Este El mare în viața ta, atunci datoria ta nu trebuie să te împiedice să nu vii în prezența Lui. Atunci darul cu care trebuie să vii nu trebuie să te împiedice, nu mă duc că ăștia iară fac colectă. Atunci distanța nu trebuie să te împiedice. Acum m-am mutat cu o jumătate de milă mai departe, mă duc în altă parte sau nu mă duc nicăieri, mă uit pe internet că așa văd 10 biserici într-o dimineață, adică niciuna. Dificultățile nu trebuie să te împiedice. Am probleme, am dificultăți, nu trebuie să te împiedice. Durata, să ajungi și durata la închinare, nu trebuie să te împiedice sau să mă împiedice. Și de asemenea, dispoziția sufletească, nu. De aceea, împărăteasa de la miază zi din Etiopia este un exemplu pentru noi, pentru că Iisus Hristos ne spune în ziua judecății, nu veți avea scuze. Femeia aceasta n-a cunoscut pe Domnul, dar și-a pus pe inimă să-L cunoască. Și punându-și pe inimă să-L cunoască prin Solomon, a depășit toate dificultățile ca să ajungă în prezența Lui. Iar în mijlocul vostru stă unul mai mare decât Solomon. Îl iubești tu pe acest mai mare decât Solomon? Îl iubești tu pe Iisus Hristos? Atunci te întreb, ce te împiedică să vii cu regularitate în prezența Lui? Ce te împiedică? Cuvântul Domnului spune, dați la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară greu, ușor, așa de lesne, așa de ușor, pe nevăzute, pe neimaginate. Și să alergăm în alergarea noastră, știind că biruim și știind că Iisus Hristos, care este mai mare decât oricine și decât orice, este Cel care ne va binecuvânta și Cel care va avea nevoie de grijurile noastre. Împărăteasa din Șeba a intrat în istorie, în istoria mântuiților lui Dumnezeu, că se pare că din această relație care s-a înfiripat apoi la Ierusalim, între Solomon și împărăteasa din Șeba a rezultat un segment de populație în Etiopia, care există și la ora actuală, evreii negri, cum sunt numiți,
din Solomon și din împărăteasa din Sheba, prin Menelec, fiul lor, care a rezultat din relația între ei doi. Și aceștia sunt recunoscuți la ora actuală de statul evreu ca evrei adevărați și li se permite emigrarea în Israel. Sunt peste 100.000 de evrei etiopieni în Israel și numărul lor crește anual pentru că sunt aduși. Și de asemenea se pare că istoria spune, asta nu se poate certifica, dar istoria spune că și chivotul legământului ar fi ascuns în Etiopia, într-un loc pe care etiopienii îl știu bine, liderii religioși etiopieni, și la care, la vremea potrivită, când cel de-al treilea templu se va construi, va fi adus ca să fie instalat în Sfânta Sfintelor. Iată ce poate să facă un om, ce poate să facă o relație cu Dumnezeu. Să ne apropiem, dar, de Domnul, să ne apropiem de El cu bucurie și, frate Coco, putem să cântăm, ești cel mai mare, Doamne. Și chem cei din worship care sunt aici să vină aici pe platformă și să cântăm cântarea aceasta și apoi să ne rugăm Domnului.